Parada militară de 9 mai din Moscova a avut o replică la o grădiniță din Rusia. Pe rețelele de socializare a fost urmărit de mii de persoane un clip cu defilarea unor copii costumați în tancuri și avioane de luptă. Preșcolarii erau ghidați de educatoare pe trotuarul din curte. Командир танкистов Датаева Рима Салиховна. За танкистами воздушный парад возглавляет группа из 4 самолетов в составе летчиков подготовительной группы «Капелька», ведущий группы старший летчик-испытатель Серикова Кристина. Fostul președinte socialist de la Chișinău, Igor Dodon, a participat la marșul pentru Ziua Victoriei cu simbolul războiului în piept, deși acest lucru este ilegal. De altfel, majoritatea participanților au purtat panglica Sfântului Gheorghe, interzisă prin lege în Republica Moldova. Manifestații cu muzică militară sovietică sub drapele roșii, cu secera și ciocanul, au avut loc în mai multe orașe de peste Prut. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали. Discutăm în continuare pe marginea acestui subiect cu jurnalistul Digi24, Florin Negruț. Este alături de mine. Florin, bun găsit! Bună ziua! De unde să începem? Cum arată acest gest, cum arată aceste gesturi pe care le-am văzut puțin mai devreme în acest context al războiului, în contextul în care există aceste tensiuni în Transnistria? Prima imagine este, și care ne va rămâne multă vreme de acum încolo pe retină, este imaginea copiilor folosiți de propaganda Kremlinului. Îndoctrinați de mici. Îndoctrinați de mici, tineri hitleriști. E o imagine care îți aduce aminte de detașamentele de copii ale lui Adolf Hitler. Îmi place și vocea de pe fundal. Este o voce, cu ghilimelele de rigoare. Da, este o voce foarte solemnă care anunță parada celor mici. Că asta este o reproducere la scară mică a ceea ce am văzut ieri în Piața Roșie. Și în multe alte orașe din Rusia, dar și din afara Rusiei, și acum ajungem la Chișinău, ajungem în Republica Moldova, unde, evident, sentimentul pro-rus este mult mai puternic decât în România, ca procent din populație. Sunt mulți moldoveni în momentul ăsta care sunt cu Rusia și sunt cu Putin. Am văzut un sondaj recent. Mi-a dat fiori reci pe șira spinării. Nu știu în ce condiții a fost făcut acest sondaj. Ultimul sondaj IMAS din Republica Moldova, care avea drept concluzie faptul că mai mulți moldoveni consideră NATO și Ucraina vinovate de războiul din Ucraina decât pe Putin și pe Rusia. Ceea ce îți arată practic faptul că în Moldova populația este ruptă între Est și Vest în continuare și nu putem decât să ne gândim ce ar fi însemnat o Republică Moldova condusă de Igor Dodon și de ciracii lui. Astăzi nu am fi avut o țară așa zis neutră, cum este declarată, autodeclarată Republica Moldova, ci am fi avut o țară care a fi făcut politica lui Vladimir Putin, precum Belarusul, camaradului tovarășului Lukashenko. Florin, se întâmplă asta și pentru că, cu referire la copiii pe care i-am văzut mai devreme, au crescut așa foarte mulți în Republica Moldova, preamărind Rusia și conducătorii ruși, și acum există acces de informații în Republica Moldova, au acces la informații, pot să facă diferența, pot să-și culeagă informațiile. Există în continuare fake news mult în Republica Moldova, manipulare. Acesta este motivul pentru care asta ne arată rezultatele sondajelor? Păi da, pentru că în Moldova încă multă lume, sau
foarte mulți oameni se uită la Pervâi Canal, la Rusia 1. Își au informațiile din Est. Sunt expuși direct la propaganda Kremlinului. Copiii care mărșăluiesc îmbrăcați, costumați în tancuri, rachete, tehnică militară rusească, fac același lucru pe care îl făceau părinții lor, adică generația mea, acum 30 de ani, 40 de ani, că și noi în Republica Socialistă România eram pionieri, șoimei patriei, mergeam la defilare. Diferența știi care este? Diferența este că noi luptam pentru pace. Da? Noi am fost crescuți într-o cultură pacifistă. Și noi, și părinții lor în Uniunea Sovietică, învățam că URSS bastionul păcii e. Că nu există război decât dacă vine de la, nu, de la americani, din vest, de la imperialiști, de la capitaliști. Ei vor războiul. Copiii lumii doresc pacea și copiii lumii în cărțile noastre de povești erau copilul sovietic, copilul român, un copil închis la culoare și un copil chinez. Ăștia erau copii, deci erau copii din lagărul socialist care doreau pacea. E, în 35 de ani, 40 de ani, uite cum s-a schimbat retorica și butaforia, astfel încât parada celor mici este o paradă de război, nu este o paradă de pace, deși Dodon și cei care au mărșăluit la Chișinău aruncau în aer ce porumbeii păcii, ce învățaseră și ei să deseneze, să coloreze în copilărie, în copilăria lor sovietică. S-a schimbat retorica, s-a schimbat e ca și când întorci o monedă pe cealaltă față, pentru că războiul este pace astăzi, sau pace este război în propaganda rusească, în propaganda lui Putin, care este de fapt o distopie orwelliană. Acolo știam, acolo am citit prima dată că războiul este pace, pentru că sensul cuvintelor este întors pe dos, este denaturat și ceea ce nouă ni se pare alb, lor li se pare negru și invers. Așa este în propagandă. Florin, îți mulțumesc mult pentru prezența în jurnal și pentru această analiză. Mulțumesc și eu.